Nu pot să cred, perechile astea două ori ajuns la outlet. Nici nu vă puteți imagina la ce preț sunt perechile astea. Pe perechile Jordan 5, punem 270 minus 70%. $81. Am găsit acest zipper de la Nike. Este așa, culoarea asta dark mocha, un maroniu foarte tare. $63 am dat pe geacă, nu pot să cred. Îmi place prea mult combinația asta și îmi place mult windbreaker-ul și merge cu pantalonul ăștia scurți. Guys, două videoclipuri într-o singură zi. Probabil ați văzut videoclipul anterior cu ziua în care am fost acolo în Goodwill. Am venit în cel mai aproape outlet din locația unde locuiesc, undeva la 30 de mile, care convertit vine în, nu știu, 60-50 de kilometri, ceva de genul. Este Nike, este Coach, este Ralph Lauren, Adidas, Tommy, mai multe. Am văzut că v-a plăcut videoclipul când am fost în Orlando. Ăsta e puțin mai mic și sunt foarte curios ce o să găsim astăzi. Vizionare plăcută, luați-vă ceva de ciuguli, ceva de băut, să ne bucurăm de videoclip împreună. Let's go! Un alt motiv pentru care am venit aici în outlet este că iubita mea și-a luat acum o săptămână o geantă de la Coach, care e designer, efectiv. O dat, o purtat-o și s-o dat deja, se dădea gen vopseaua jos. Acum sunt aici cu ea să își aleagă altă geantă sau, în cel mai rău și nașpa caz, să-și primească bani înapoi. Între timp, mă uit cu ea și o să vă arăt și eu pe aici ceva genți. De exemplu, geanta mea asta, am luat-o din Las Vegas, din Coach, în 2021. O por zilnic. Cine mă urmărește știe cât de mult o folosesc. Și eu personal îmi place extrem de mult aici la Coach, adică gen produsele Coach. Și am influențat-o și pe iubita mea. Și acum, da, căutăm altă geantă să vedem dacă își găsește sau nu. Cum v-am promis, v-am adus aici la băieți. Cam majoritatea au 60% reducere. De exemplu, nu știu, vă dau exemplu ăsta. Ghiozdanul ăsta e la $698, nu știu dacă vedeți acolo, cu 60 off. Este preț cât de cât ok. Hainele au acest pattern care este cunoscut de la Coach, să zic așa. Și vă arăt o chestie de un hoodie care m-a atras. Este acest hoodie, stați că vine și scot. Hoodie-ul ăsta e chiar drăguț. De la $330 cu 60 off, ceva 700-800 de lei. Acum, sincer, eu mai repede mi-aș lua o pereche de sneakers și că haine cu Nike, cu astea mai sportive, dar e interesant. Oricum, Coach-ul e ok la haine. Mai este această geacă denim, pattern-ul Coach, și vesta asta mi se mai părut interesantă. Mai mult îmi place așa cu negru cu alb decât asta. Dar nici asta nu e rea. Da, totuși. Și asta, de fapt, nu, asta e la 40 off, de la $350 cu 40 off, undeva la 180, I guess, pe acolo. Oricum, e cam atâta la haine. Și în rest, sunt multe genți care, dacă ar fi să vi le iau pe rând, mi-ar lua doar un video întreg. Dar acum, na, la haine e mai interesant de aici la Coach, că genți nu toată lumea poartă. 60 off la unele chestii de aici de la Coach, chiar e deal bun. Și-a rezolvat și a găsit o altă geantă. Acum o să mergem la alte magazine, vedem ce găsim, ce și cum. Prima problemă a rezolvat-o, urmează acum să stăm liniștiți, să ne uităm la magazine. Mai avem 2 ore până se închide outlet-ul. Se închide la ora 6. Buu. Dar eu zic că este de ajuns. Continuăm să vă uitați la videoclip, să vedem ce chestii găsim. Guys, a venit aici în Gap și am găsit aceste zipuri clasice. Am și vrut să-mi iau unul din asta. E la 50 off la tot magazinul. E mărimea L, dar văd că e bună, mi-e perfectă, la $25, la 100 de lei, sigur mi-o iau. O să mă uit să văd de alte culori, că poate fac o combinație mișto. $25, eu zic că e un must have la toată lumea în garderobă, mai ales la prețul ăsta. După cum ați văzut în Gap, mi-am luat acea bluză, acel zip. Nu mă așteptam să fie bună mărimea L, dar totuși mi-a fost bună și mă bucur că mi-am găsit. Am prins 50% reducere din prețul inițial, care era $50. Bluza asta chiar e mult mai mișto și îmi stă mult mai bine decât mă așteptam. Mă bucur de această achiziție. Deci am intrat aici în Nike. Au câteva perechi de retro foarte interesante. O să le iau pe rând. Uite ce cute sunt ăștia. Ăștia sunt faine așa să iei de decor doar. Au perechea asta de satin bread. E prețul de $180, gen prețul de retail. Pereche de Jordan 2. Ăștia-s Lucky Green sau de genul. Hai că le luăm așa. Jordan 13. Ceva de ancori, care încearcă să fie ca și ambush. Jordan 3, Georgetown. Perechea de
tot așa la retail. Deci nu-i mare nebunie. O pereche de Jordan 5 și ăștia. Ce gen release-urile care au stat și pe Nike sneakers. Genul perechi foarte tari, mai ales așa să le vezi la, la un Nike outlet. Oba. Sorry. Perechi de drăguțe pe care să le vezi la un outlet Nike. O să vă arăt și perechile normale pe care le găsești din pe pereții ăștia gen de la outlet-uri. Perechile astea clasice de Air Max 2017. O să le încerc să le iau pe rând. Am mai văzut aici o pereche de blazer, Sakai, nimic interesant. Ceva ghete de fotbal, care nu sunt neapărat alea cu care joacă jucătorii, gen oficialele. Stai, ce am văzut? Aici. Am crezut că e ceva pereche mai interesantă. Asta? Ceva pereche, I don't know. Dar guys, hai să-ți vă arăt. Perechea mea preferată de Air Max 95 la $160 cu 30 off reducere. Din păcate este mărime 40.5 și este singura mărime pentru că am întrebat. Sunt foarte supărat că nu este mărimea mea. Sunt foarte supărat. Și la preț bun, gen, ajunge undeva la 100 și un pic de dolari. Mărimea mea numai nu e neapărat un model pe care îl mai caut. Mai de mult, dacă îi găseam, îi cumpăram în a doua secundă. Dar acum nu mă mai încântă. Mărimea 41. Uite, vedeți acolo 30 off la tot peretele ăsta, să zic așa. Gold bullet, o pereche de Air Force, $130 la display. Yo, Dunk Mid să știa. Da. Dunk Mid. Mamă, ce urâțes. No, hell no. O pereche de Roshe Run. A, da, uitați. Perechea asta, pe asta o căutam. O pereche de Vapor Max. Uite, era aici, la cealaltă. Nu-ți rău ăștia, Vapor Max la $160 cu 30 off. Acolo e, preț bun. Preț bun, not bad. O pereche interesantă de Air Force pe care trebuie să vă arăt. $130 cu 30 off. Nu-i rea. Air Force cu Billie Eilish. Ăștia sunt cam basic. Cord Vision. Mamă, zici că-s Air Force. E fake Air Force. Oh my god! Oh my god! La ce preț? Jur că mi-am și pun pe display. 150. 150 cu 30 off. Undeva la 110. Ce tare! Sincer, bă, no, asta e tare. Asta e tare. Nike Scorpion, una dintre ultimele modele de Air Max pe care Nike i-o lansat, să zic așa, acum în 2023. După cum puteți vedea, $150 de la prețul. Scrie? Nu scrie. Gen undeva la 200 și de dolari. Dar aparent au ajuns la sale. La fel și Vapor Max și ăștia sincer îmi plac. Mi se pare mult, 150 și îs hate it or love it. Nu știu, scrieți voi în comentarii dacă vă plac sau nu. O altă pereche interesantă care a ajuns la sale aici în outlet, perechea de Jordan 12 Amamanier, chiar lângă. Stai că venim aici. Perechea de Jordan 1, Reverse Laney, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Perechea asta o am și eu acasă și mă bucur de ea. Dennis și-a cumpărat-o astăzi. Foarte bun copul, mai ales, da, la $130. Not bad. E o pereche foarte interesantă de Jordan și sunt culori pe care nu prea le întâlnești. Un plus din perspectiva mea, mai ales dacă nu vrei să fii average. Acum o să vă duc la haine, pentru că sunt câteva chestii interesante și la haine. Am venit la haine și am găsit o bluză la clearance gen, dar și la clearance e destul de pricey, ar spune. Am găsit acest zipper de la Nike, este așa în culoarea asta dark mocha, un maroniu foarte tare. Este la 110 cu 30 off, vine undeva la $75, ceea ce mi se pare un preț ok, dar na, mi-am luat-o la gri de la Gap și nu e neapărat o culoare care căutam. Să zic așa, este foarte faină, este mărimea mea, însă na, am zis că vă arăt vouă pe clip, însă eu o să dau un skip. Poate dacă era undeva la $40-$30 o luam, dar așa la 70. Na. Dar e faină. E și sincer, e destul de calitativă. Nu-i zip-ul ăla nașpa, este așa mai metalic, I don't know. Gen se vede că e o bluză care, dacă la retail e 110, sigur e bună și calitativă. Cum a fost zipul ăla maro pe care vi l-am arătat, acum îs hoodie-uri, ia uite, ăsta negru M, scurăși ce preț e. Unde e prețul? Uite aici. E 55. No, ăsta e ok prețul.
să zic. E mult mai ok preț decât cel maro, aș spune. Și poate să mă gândesc la un M, că e chiar bun fit-ul la hoodurile astea. M-am ieșit puțin lene să stau la coadă, vă zic sincer, că se închide în câteva ore și poate pierd celelalte magazine. Încă nu știu ce să fac. Maiurile astea North Carolina, gen maieul lui Jordan când era la echipa lui de la colegiu, de la universitate, aș spune, sunt la $85. De e colorul University Blue, UNC. De aici vine și UNC, University of North Carolina. Și în spate stricourile astea clasice Jordan. Hai să vedem astea clasice ce preț au. $30, $25, mai repede, ăsta e mai calitativ, să zic așa. Și aici sunt niște hoodie-uri cu Michigan, Facultatea Michigan, la ce preț? La $45. Aici e noul model, ăsta l-am mai văzut, sincer să vă zic, mie nu-mi place. E ok, dar noi scurăți la ce preț e, hai să vedem. La $50, no, ăsta e preț bun. Dar sincer, mai repede m-aș duce pe ăsta cu Michigan. Ultima chestie pe care voiam să vă arăt, Nike Tech-urile, modelele vechi, dar sunt mărind de la XL în sus, sunt la 30 off. Și văd că au și cea pantalon, mă așa nu sunt Nike Tech, deci nu sunt compleu, dar na, cât e? E $90 cu 30 off. Poate scos la un, I don't know, în jur de $70. Deci am intrat în Ralph și mi-am găsit geaca asta. Este de la $250 la 99 și additional 25%. Mă duc să încerc geaca asta, care cât de cât e ok, așa subțirică, doar că e mișto de primăvară și dacă mi-e bună, o să o cumpăr. Vreau să vă arăt cum arată geaca asta, să pun aici, pun aici camera, deci arată prea nice. Să pun așa. Sincer, ajung undeva la 71 pic de dolari, care e vreo 300 de lei. Geaca asta trebuie să-mi iau. Că n-am nicio geacă așa mai subțirică și foarte, îmi place extrem de mult. Era pe roșu, pe khaki, albastru închis și asta neagră, dar asta neagră îmi place cel mai mult. Mamă, deci așa mult mi-o place. Hai la casă să o cumpăr. $63! $63 am dat pe geacă, nu pot să cred. Deci zici că... Damn! Data trecută am vrut să-mi cumpăr o bluză de training care era la $70 și până la urmă mi-am luat geaca. Hey, foarte bine. Hey, don't talk into this mic. Oh, you won. Yeah, let's go. Deci, l-am luat la am vrut să-mi iau o bluză de training la $70 și am luat geaca asta până la urmă și mă bucur mult mai mult de geacă. Că, na, geaca, bluza o iei doar când ți-e așa light, dar o gecuță de genul o poți să ieși când e mai frig. Damn, mă bucur tare mult. Hai că acum intrăm aici în Tommy, să vedem ce chestii găsim în Tommy și mai avem vreo jumătate de oră să mergem și la Adidas. Sper că o să ajung. Guys, aici în Tommy, puffer-ul la $50, care e un preț foarte bun. Chiar lângă avem training-urile astea, cu hoodie-urile astea interesante care sunt la 40 off. Ăsta fiind prețul, hai să vedem rapid. E 90 cu 40 off. Ok. Uite ăsta roșu și ăsta baby blue. E chiar interesant. Mergem puțin mai lateral. Astea sunt 50 off. Uite tricouri polo din astea, mai elegante. $35. Am crezut că e 35%, dar nu, $35. Ăsta e cute, gen cute. E ok. La baby blue e fine. Hai să vedem ce mai găsim aici. Este și clearance, dacă nu mă înșel. Aici, ia vedeți. Știu că geaca asta am încercat-o data trecută și asta îmi place mai mult decât cea neagră. Asta e mult mai interesantă. Și hai că vreau să văd preț. 269 cu 70 off. Hai să facem rapid un calcul. Punem 270 minus 70%. $81. Damn, no. Geaca asta e foarte tare la $81. Chiar e mișto. Opa. Sunt mai mult pe Ralph Lauren decât pe Tommy. Și geaca de asta puffer am de la The North Face. Da, chiar nu e rea. Și văd că toate astea sunt la 70 off. Ce mi s-a părut interesant e această vestă, pe care probabil o să mă duc să o încerc. Îmi place mult portocaliul ăsta. Nu știu, haideți că o să mai dau o tură să văd de aici dacă mai am ceva să vă arăt. Și poate revin cu un feed din asta, cu o veste de asta. Oricum, îmi place mult. Am ajuns, numai bine, mai am vreo 10 minute în care să vă arăt chestii. E 40 off la tot magazinul, efectiv la toate produsele. Sunt câteva de fotbal care sunt la preț întreg. Cum ar fi
Pantalonii ăștia sunt la preț întreg, dar nu înțeleg de ce. Sunt $90. Not included. Ceea ce mi se pare nașpa. Mai sunt pantalonii ăștia care sunt la $40. Chestiile astea de fotbal văd că sunt la preț întreg. În rest, știi care e faza? Chestiile basic de la Adidas nu sunt wow. Dar în schimb, uite, hoodie-ul ăsta e $25. E cute. E cute, dar nu nimic special. Asta mai interesant. Astea mai sunt interesante. Haideți să mergem la sneakers gen, la Adidas, să vedem dacă acolo găsim ceva. Dar în rest e foarte basic. M-am grăbit cam degeaba. Poate găsim ceva la Adidas, dar nu prea cred. Asta mai e interesant. Ok. Ia ce cămașă. Mărimea L. Ha, ce tare. Și asta. Păcat că nu-s din astea de fotbal, că Adidas-ul e cam pe astea pe fotbal. De easy, de restul nu mai zic, că cam zero șanse să găsim. Bun, acum intrăm la pantofi. Să vedem dacă e ceva care merită să fie arăt. NMD-urile astea, care sunt la $70. Dacă vii ce descult merită să iei, în rest nu e wow. Uite, ok, ghete de fotbal, doar că sunt $280. Ok, astea sunt $280, $180, așa cred că sunt semi-profesional. Și astea sunt aia nașpa. Wow, uite, Adidas Samba, $90. Not bad, în rest, nimic. Nimic. Nici măcar o pereche de Adidas Terex, care să zic că îi iau pentru iarnă. Nici măcar atât. Mi-a mai rămas încă puțin timp să intru în Lacoste. În Adidas a fost haos, deci a fost foarte nașpa. Și intru repede în Lacoste, că aici de obicei sunt training-uri, tricouri din astea. Sunt la preț mediu, nu ieftin, dar nici scump. Scuze dacă mai pot să intru. Hai să vedem. Perfect, e deschis. Hi. How are you? Doing great, thank you. Looking for anything particular? I'm just looking for now. I don't know yet. Două la $110. Gen, îți iei două hoodie-uri la $110. Asta chiar e preț bun. Doar că, hai să zic că vii, îți iei un hoodie și îți mai iei un tricou. Ma că nu-s mărime aici de obicei. Ce este mărimea XS? Ce mai e? XXS. XS. Iar mărime mică. Știu că tot timpul am pățit așa să fie și nu-mi place, adică nu că nu-mi place, dar na. Sincer să vă zic, ăsta-mi place, complet ăsta. Pantalonii ăștia scurți și cu bluza asta așa cu portocaliu. Mamă, deci cum arată? Stai că vreau să vă arăt bluza. Ce mișto arată. Sunt curios, hai să vedem total cât e. E 70, pantalonii 70 și bluza, windbreaker-ul 165. Să zicem, așa. Ați văzut că în Ralph au fost prețuri mai bune. Este o vorbă pe care nu vreau să zic, dar vă puteți imagina. Deci compreul ce vi l-am arătat mai înainte este de fapt la 50% off și mă duc să-l încerc. Îmi place prea mult combinația asta și îmi place mult windbreaker-ul și merge cu pantalonii ăștia scurți. Hai să vedem, stai să văd cât mai avem. 10 minute să încerc asta și să mă hotărăsc. Hai să vedem. Și vreau să vă arăt și vouă compleul. Nu prea mi-l place, mă așteptam să fie mai, nu știu, să stea mai fain pe mine, acum mă uit în oglindă. Pantalonii. Chiar dacă e la 50 off, un preț ok, deci în loc de 240 de ai undeva la 100 și un pic, skip, pentru că nu sunt dat pe spate și nu sunt convins să cumpăr acest compleu. E bine, guys, gata cu vizita de astăzi de la Outlet. Acum am terminat, s-au închis toate magazinele. Acum în Lacoste au închis ușa după mine. Mi-a plăcut, de fapt, training-ul ăla, dar nu atât de mult încât, bă, hai că-l cumpăr, știi ce zic? Și atunci l-am lăsat acolo. V-am spus care era treaba cu prețul. Era la 50% reducere, ceea ce m-a capturat, m-a prins la început, dar după aia când am văzut, în capul meu am crezut că o să arate mai bine. Aia e, aceasta a fost vizita de astăzi la
acest outlet. Lăsați în comentarii părerea voastră despre acest outlet care este mai mic decât celălalt la care am filmat. E un outlet ok, mai ales pentru 30-40 de minute cât am de condus până aici. Și, I don't know, scrieți acolo în comentarii toată părerea voastră în legătură cu toată experiența de astăzi. Guys, aici a fost Dominic, nu uitați să-mi dați subscribe, follow la rețelele de socializare pe care o să vi le las în descriere, Instagram, TikTok, toate alea. Cu această ocazie vă pup, vă salut, o să aveți o seară bună și să ne vedem la videoclipul următor. Let's go!